Florizarea este foarte controversată în rândul părinților. Este de două tipuri. Este florizare generală, care se face pe cale generală, se administrează niște pastiluțe la nivelul cavității bucale a copilului, dar această procedură se face începând de la 2 săptămâni ale copilului până la vârsta de 18 ani, fără a uita vreodată, în vreo zi, să se dea această pastiluță. Și eu am copil și am optat pentru cea locală. Nu am făcut cea generală, nu că ar fi ceva care ar afecta copilul sau ceva, dar am optat pentru chestia asta, având în vedere că analizele făcute copilului erau ok. Florizarea locală are mai multe abordări. Se poate aplica un lac, se poate aplica un gel la nivelul dinților, sunt diverse soluții care întăresc structura dentară. La dinții definitiv este cea mai importantă florizare, pentru că stând într-un mediu în care există și dinți de lapte, care în general sunt cariați, atunci florizarea pe dinții definitiv este foarte importantă. Se face cam în 4 ședințe, necesită uneori încă 2 în plus, una sau 2 în plus, este în funcție de cum evoluează copilul, după care se cheamă la control o dată la 6 luni și se mai pot face florizări. Se pot face în funcție de cât de cooperant este copilul. Se poate pune un gel în niște butiere care sunt foarte moi, se poate pune un lac pe dinți și, bineînțeles, florizarea care se face prin intermediul pastelor dentare. Acolo trebuie să controlăm foarte bine cantitatea de flori care există în pasta dentară, se recomandă de către medicul stomatolog.